Da, eu tocmai am început să filmez. Filmam când ai sunat tu, pentru că sunt descărcări electrice foarte frumoase. Uneori foarte frumos fulgeră în nori. Sunt într-o zonă cu vizibilitate destul de bună, nu chiar la pod, pentru că mama a zis că să fim aproape în luna de post. Se vede că este o furtună puternică. Squall line, nu? În fața sistemului de convergență este această furtună, nu? Aha, eu acum în acest moment filmez. Poate deveni mezociclon. Aha. Acum. Am înțeles. Și grindina, cam ce dimensiuni poate să aibă? 2 cm? Destul de mult 2 cm. Se vede cu roșu, deci înseamnă că e o furtună puternică. În sud-vest. Aha. Eu acum stau și filmez că din când în când fulgeră foarte frumos. Cu o mână, da, filmez și cu cealaltă vorbesc cu tine. Încerc să mă descurc. Numai să nu se descarce bateriile. Pot să mă sun că eu nu mă supăr. Chiar îmi place să mă ții la curent, să știu care este evoluția și așa. Încerc eu să mă descurc cum pot. Nu mă deranjezi. Și tu acum ce faci? Procesezi videoclipurile cu celelalte furtuni din... E încă destul de departe, dar văd că este... E o furtună destul de serioasă și începe să... Să devine interesantă, nu știu, văd că este puternică. Dar e departe. Încă. Și ea o să aibă, da, shelf. Da, nu e nici foarte departe, dar nici aproape. Parcă... Da. Da. Bun pentru fulgere. Dar dacă ar fi să fie cu... Deci cu Mulonimbus Arcus, s-ar vedea totuși. La lumina asta. Cât de cât. Da. Deci ar putea fi mezociclon pentru scurt timp. Am înțeles.